atât de bine de-a voi, tocmai vă luați. Neața Internațiune, este vineri, mulțumim lui Mane pentru intro. În cazul în care nu știți ce am făcut, sâmbătă trecută am postat pe Facebook un clip în care vă spuneam că Mane participă la Ai Umor, care este o emisiune de pe Antena 1, care este o televiziune din România. Și înțelegerea a fost că dacă îl votați pe Mane să ajungă în finală, acesta va purta un tricou pe care scrie doza de hash și mesajul celui mai votat coment de pe Facebook la postul respectiv. Momentan cel mai votat coment este ăsta, dar mai aveți timp să propuneți sau chiar să votați comentarii. Pe Facebook, bineînțeles, linkul e în descriere. Hai să trolăm televiziunea marca Doza de Hash. Așteptăm mesajele voastre crețe pe care să le punem în fața lui Delia, cum îl cheamă la Chelu, parcă, nu? Chelu și Bendeac. Și pentru că trăim într-o lume în care marile corporații ne taie gâtul în cazul în care folosim o secundă dintr-o melodie sau un clip de-a lor, că pentru că așa sunt ei nebuni, clipul cu partiul de 1 milion de abonați pe care îl postasem săptămâna trecută a fost dat jos într-un mod brutal de pe YouTube și de pe Facebook și n-am putut să-l încărcăm decât pe Vimeo. Dar într-un final am schimbat melodia și am încărcat clipul integral pe YouTube. Linkul e în descriere. Acum îl puteți vedea, cu siguranță e live. Și bineînțeles, mulțumim sponsorilor. Am avut de toate la petrecere. Am avut Jägermeister, am avut Cola, am avut Vodka Absolut, am avut bere Tuborg, am avut vin de la Averești, cei de la Google s-au implicat, cei de la West Buy s-au implicat. Avem foarte mulți prieteni, mă. Doza de hash are mulți și vă mulțumim foarte frumos, mă. Măi, fetelor, mă, cum verificați dacă v-ați cuplat cu un bărbat adevărat? Păi îl duceți la o chestie de asta. Alright guys, here we go, in 5, 4, 3, 2, 1! And that's what it sounds like, okay? You know I play too many games here, so... Oh. Oh my god! Am întrebat. Stop! Oh my god. Oh my god. It wasn't that bad. It wasn't that bad. Wave at the camera. Are you good? Can't get this kick-ass view. You alright? No. You okay? No. You did it. That's it? Prietenaș, cred că putem exclude pentru tine un job de pilot de vânătoare. A leșinat de 4 ori în 50 de secunde, adică prima oară nici măcar n-a apucat să se desprinde de sol. Cum a dat la drumul la tiribombă, cum a luat somn? Și-mi place el cum a încercat să o joace, știi, ca și cum n-ar fi leșinat ca o domniță. Ăsta oare leșină de fiecare dată când se entuziasmează? Adică dacă ar merge cu ghiduș cu mașina, ar leșina la fiecare semafor. Bă, și aparent e perfect normal să leșini în astfel de condiții. Am mai găsit clipuri de-astea și culmea culmilor, tot băieții leșină, frate. Uite asta, de exemplu, pe la mijlocul turei s-a luat la un sărut pasional cu scaunul. Și apropo de bărbați adevărați, niște masculi duri se jucau darts. Pentru că asta fac masculii duri, se joacă darts. Și l-au pus pe unul dintre ei să stea cu mâna pe tabla de darts, în timp ce altul încerca să nimerească printre degetele lui, știi? Că doar ce se poate întâmpla? Fucking finger! Oh my god! Oh my god! Ow! You piece of shit, Steve! You dickhead! Oh my finger! No shit! That's through my finger! Oh my god!
Îmi place că la început era cu berea în mână și făcea o față de genul: da, frate, o să fie epică chestia asta. Și 3 secunde mai târziu... și urletul ăla de fetiță nemâncată. Pum, pare că i-a curs mai mult sânge din vagin decât din deget. Dar măcar nu a leșinat. Bă, uneori stau și mă gândesc ce mama naibii făceau stalkerii pe vremea când nu aveau social media, știi? Pentru că cei de azi știu exact ce fac. Alo? Bună, Mikey, ce faci? Foarte bine, la studio, cu treabă. Am văzut că te-ai despărțit de Andreea și chiar îmi pare rău. De unde știi că m-am despărțit de Andreea? Ți-a dat tag în postarea aia, plus toate statusurile alea siropoase, iac. Știi că ce faci e foarte dubiu. Dar e ok, să nu fii trist. Ce faci vineri după meci? După care meci? România-Polonia, pe Național Arena, dă. Dar de unde știi că merg la meci? Am văzut la ghiduș pe Snapchat, să-l dacă mergeți împreună. Și o să fiu și eu pe acolo. Și dacă vrei, poate ne vedem. Și poate îmi dai și mie un autograf. Mhm. Îți dau, da, îți dau, bine, îți dau, pa. Îți dau, mare bloc îți dau. Bloc. Doamne ferește. Nu uitați, dragilor, de concursul Sprite, la care puteți câștiga doze gratis. Moca, fără bani. Moca. Ca să vă înscrieți la concurs, trebuie să le lăsați un coment pe Facebook. O să vă linkuiesc în descriere. Da. Și flocoșenia săptămânii s-a apucat de pus murături. Sunt o gogonică și în cap un borcanel. Sunt o gogonică și mi-au un de fel. Celelalte murături nu se pun cu mine. Ar vrea ele să fie dulci ca mine. La 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 la. Ce faci, mami? Ce faci, mami? Uite ce borcan am. Vrei să pun niște gogonele pentru iarnă? Ce zici? Punem! Gogonele? Ha? Hai! Sunt o câtă cu mine! Sunt o gogonică și-n cap un borcanel. Sunt o gogonică și-mi iau un devel. Celelalte murături nu se pun cu mine. Ar vrea să fie așa dulci ca mine. La 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 la. Săptămâna trecută vă întrebam voi ce fel de ființă sunteți. Alex spune, eu sunt o ființă de fiță. Iar Petre spune, sunt o ființă cu doi de i, care urăște semianalfabeții, care urăște semianalfabeții, care scriu ființă cu un singur i. Oho, și cât sunt. I feel you, Petre. Și dragilor, asta a fost doza pe săptămâna asta. Nu uitați să vă abonați, să dați doza și altora și să-mi spuneți voi pe cine stocăriți, mă? Lăsați în comentariile voastre, este ținut de comentarii. Eu sunt Mikey H, iar voi, ca în fiecare vineri, tocmai v-ați luat doza de H. Pa!